poliției. O întrebare și cu privire la starea lui Rudel Obreja, cel care a cerut numai departe de zilele trecute tribunalului Ilfov eliberarea condiționată pentru că suferă de cancer. Ce credeți că se va întâmpla în acest caz? Ce se va întâmpla cu el? În primul rând îi doresc multă sănătate. Această stare pe care o are Rudel Obreja se datorează condițiilor precare pe care le avem în penitenciarele din România. Pentru că nu s-a investit și nici nu se va investi, toți cei care sunt condamnați sau arestați preventiv în aceste penitenciare trebuie să aibă o viață normală, decentă, să trăiască în condiții bune, nu să stea între bacterii, șobolani și tot felul de lucruri care este greu de descris. Ar putea fi această cerere aprobată astfel încât Rudel Obreja să fie eliberat condiționat? Dacă starea de sănătate este așa cum se precizează în presă, da, cu siguranță va fi aprobată cererea.